Într-o postare publicată pe pagina de Facebook a Partidului Mișcarea Populară se precizează faptul că Colegiul Național al PMP s-a întrunit statutar în data de 12 ianuarie 2022 cu prezența a 44 de membri din 69 și a decis convocarea Congresului PMP în data de 19 februarie 2022 la București pentru alegerea unei noi conduceri naționale. Motivul invocat pentru convocarea Congresului ar fi situația internă a partidului și nevoia unei evaluări. Neoficial, surse din interior susțin că se dorește debarcarea lui Cristian Diaconescu pentru că acesta se opune alianței cu PNL, dar în postarea pe pagina partidului se precizează că la ședința Colegiului Național nu s-a discutat despre relația cu alte partide, despre nicio fuziune sau alianță. Printre cei care doresc alegerea unei noi conduceri naționale se numără și organizația PMP din județul Hunedoara.